Bine ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi am o invitată cu totul specială, este vorba de doamna Ada Dalbon. Mulțumim că ați venit la Poezie și Creație și mulțumim că ați venit acasă. Eu acasă, nu mai spuneți că am venit acasă, undeva suspendată aproape de casă. Da. Vă mulțumesc. Cu mare, mare, mulțumesc mare drag. Și pentru primirea de la lansare. Și pentru zâmbetul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Noi vă mulțumim pentru că ați venit în grădina Muzeului Național Literaturii Române și ați lansat a treia carte, Fiure Lize, un roman polițist, la editura Icon, da? Cu domnul Valentin Ajder. Mărturisesc că eu am citit o cronică pe net, unde mi s-a dezvăluit totul. Adică nu știu cum s-a întâmplat, dar mi-a plăcut foarte tare. Scrisă de o profesoară de limba română, care va citi cartea. Dar eu n-am dat cartea nimănui. Eu nu am. Facem schimb. O să vă trimit eu linkul și să-l citiți și dumneavoastră. Dar cum? Și pune și cine-i... Nu, nu. N-a dat detalii de genul acesta, dar a explicat atât de frumos întregul roman, încât am rămas chiar surprinsă și m-am bucurat. Zic, uite, în sfârșit... Vreau și eu să citesc treaba asta. Vă trimit eu cronica să vedeți ce frumoasă e. Nu știți, spun pentru că îl spun pentru toată lumea, era o... Un banc cu, pe vremea când la cinematograf era plasator. Oh, da. Și da, și era un film polițist și când e pe întuneric a venit un întârziat și s-a așezat în scaun și nu i-a dat bacșiș plasatorului. Și atunci plasatorul îi spune la ureche: criminalul e doctorul. Da, frumoasă răzbunare. Sunt foarte bucuroasă pentru că eu am primit această carte cu autograf, Ultima vară în Bretania, istoria unui exil, și bineînțeles că nu mă pot abține să nu vă întreb cum v-a venit ideea acestei cărți? Erau atât de multe de spus încât pur și simplu n-ați mai putut și... Tot timpul am vrut să scriu și n-am putut, pentru că erau rănile prea vii. Am de zile, am zis că scriu și într-o zi am zis, scriu orice a fi. La mine scrisul și tot ce fac e impulsiv, nu e gândit. Uh-huh. Bineînțeles că coc în cap. Și m-am apucat și am scris zi de zi. Eu scriu foarte mult la masa de scris. Și am scris-o, cum mi-a venit ideea, tot ce mă tulbură eu trebuie să scriu, tot. Tot ce mă interesează trebuie să scriu. Cum spunea Hemingway, dacă sunt ferm convinsă că știți, dacă nu doare, atunci nu ai ce să scrii, trebuie să scrii exact ceea ce te frământă. Ce te... Da, și ce mă bucură. Bineînțeles, deci trebuie să fie lucru... Pentru mine scrisul nu e o durere, este o voluptate. Ba... Chiar dacă scriu lucrurile cele mai sinistre, e o voluptate. Teatru, muzica, scrisul, pentru mine e o voluptate, oricât de greu ar fi. Da, trebuie să nu uităm să spunem că v-ați petrecut copilăria în casa unui uriaș al literaturii române, Mihail Sadoveanu. Sunteți nepoata lui și sunt ferm convinsă că v-a influențat. Nu există să nu vă fie influențat. M-am mirat doar că ați scris atât de departe de acel moment. Pentru că nu făcea parte din exil. Am înțeles. Eu am judecat toate faptele care le-am pus să pună în evidență povestea exilului. Că așa, povești, am scris acum în amintiri, pe Facebook, și o să fac o altă carte din aceste amintiri. În fiecare săptămână, că Ajder m-a rugat să fac publicitate. Și eu nu știu să fac publicitate, nu-i meseria mea. Deci aveam anunțurile și în același timp zic, dar ce să fac eu pe Facebook, scriu o poveste. Și a plăcut prima poveste, a plăcut a doua, a plăcut a treia și au început oamenii să-mi ceară. Este poveste. Clar că trebuie și să continuați. Și asta mi-au dat un avânt teribil și fiecare săptămână am scris o poveste. Voilà. Foarte, foarte bine. Atunci am scris amintirile toate cu Sadoveanu. Trebuie să știți că Sadoveanu a murit când eu eram încă adolescentă. Aveați 17 ani. 17 ani, da. Da. Așa că amintirile mele cu Sadoveanu nu sunt amintirile care le pot avea prietenii lui Sadoveanu,
lumea care i-a stat într-adevăr aproape. Eu nu pot să spun că i-am stat tot timpul aproape. Ei stăteam în uznă, dar nu aproape. Am înțeles, dar totuși... Nu e influență, pe care... este, am supt de acolo cu pasiune. Fie că am avut discuții, dialoguri cu nenea Mihai, m-a iubit foarte tare. Asta a fost pentru mine, acum îmi dau seama, atunci nu îmi dădeam seama, mi se părea natural să fiu iubită, eram iubită de toată familia și mi se părea ceva atât de natural. Astăzi nu mi se mai pare așa de natural. Ce interesant este, apropo de familie, că curgea timpul altfel, lucrurile se desfășurau altfel, familia era cel mai important lucru din universul nostru. Cum vrei să se desfășoare la fel când astăzi avem informații de pe tot globul, în momentul în care se petrec cu comentarii contradictorii și cu o plăcere deosebită de a pune în evidență răul? Așa e. Avem foarte multe laturi excepționale care nu sunt puse în evidență. Pe mine asta mă deranjează, că trebuie să se facă o balanță. Nu suntem un popor modi, blestemat. Pentru Dumnezeu suntem oameni extraordinari, sunt oameni extraordinari. Eu am cunoscut aici, că de a treia oară, a patra oară când vin în România, am cunoscut oameni excepționali, absolut excepționali, dintre care pe dumneavoastră, așa, și acești oameni nici nu pot să-i numesc, pentru că ar însemna să sar pe cineva și mi-e și frică. În orice caz, să știe toate persoanele cu care am intrat în relație că le port o stimă deosebită și o recunoștință deosebită pentru atenție, pentru căldură, pentru generozitate. Absolut, am trăit un vis, trăiesc un vis, pentru că mă voi întoarce în singurătatea mea din Paris și îmi vor lipsi. Am cele mai frumoase amintiri despre oameni. Sigur că am și întâlniri dezagreabile pe care le uit în momentul în care devin dezagreabile. Mi se întâmplă tuturor. Tuturor, bineînțeles. Fără nu spun asta că nu se nicio poate. Clipă, n-am spus nu că putem nu evolua e. Altfel. Eu așa cred. Da. Și mai este ceva. Nici o inteligență nu poate să se dezvolte fără exerciții de admirație. Asta cred eu. Asta e și nu? Părerea mea. Eu, ca profesoară de teatru, am avut primul meu profesor, nici nu vreau să-l numesc, era un nume foarte cunoscut, era un profesor care te distrugea. Mie îmi cădeau papucii din picioare când urcam pe scenă. Asta numai în primul an. După aceea am avut alți profesori. Dar eu știu că o floare să înflorește privind-o, punându-i apă, ascultă muzică o floare, vorbindu-i și ea înflorește. Este foarte adevărat. Pentru că ați amintit de perioada studenției, voiam să vă întreb cât de anevoios era debutul unei tinere actrițe, să spunem, la momentul acela. Că nu era ușor. Nu e vorba, nu sunt un caz comun. Fiind nepoata lui Sadoveanu. Să fie clar, nepoata lui Sadoveanu după soția lui, care era sora mamei. Sadoveanu nu este bunicul meu. Nu, este unchiul meu, nenea Mihai. Și în același timp eram fica unui domn care se numește D apostrof Albun. Deci două lumi care se cam loveau cap în cap, pentru că pe în acea perioadă Sadoveanu începuse să nu mai placă o anumită categorie, mai multor categorii de oameni. Așa că debutul meu în teatru a fost cumplit de greu, cumplit de greu. Eu nu aveam voie să am talent. Eu eram, dacă făceam un pas în meserie, era datorită lui Sadoveanu, care nu a pus
pistoane niciodată, nici pentru copiii lui, nici pentru mine, nici atât. Nu, niciodată n-a intervenit nimeni pentru mine. Eu mi-am făcut drumul meu, m-am căsătorit foarte repede, la 20 de ani, cu Laurențiu Azimioară, care mă aprecia enorm, nu putea să facă nimic pentru mine. Am fost refuzată peste tot, peste tot, dar refuzată vulgar, refuzată, nu pot să uit. Și am scris, o să citiți. Am citit, am trecut de acel moment cu Bulandra și m-a impresionat foarte tare, da, și vedeți? Chiar voiam să vorbim despre Am avut tot timpul grijă să nu dau nume pentru oamenii care m-au distrus, pentru că știu că au familie, că au copii și nu am vrut să pun nume. Dar acești oameni m-au distrus. Adică să ți se spună în plină ședință culturală, nu mai știu acum cum să spun, cenaclul literar, să mi se spună, dumneata gândești ca o vacă. Și la nu numai 19 ani. Pleacă dragă în lumea dumitale de dantele de putrede și să nu mai calci pe aici. Da. Mi s-a părut pur și simplu, deci m-a durut fizic pe mine în timp ce citeam, dar minte să fi fost acolo prezentă. 19 ani aveam. Da, la 19 ani. Asta eu scriu odată, dar mi s-a întâmplat asta tot timpul. Tot timpul, în permanență. Orice am scris, orice am făcut, nu se putea. Deci, să-ți publice Sadoveanu, așa mi se spunea. Să mă duceam la Mogoșoaia, mi-aduc aminte, nu pot să uit. Erau toți scriitori și nu vreau să numesc persoana, din capătul. Spune-mi, dragă, îți mai pune pile Valeria Sadoveanu ca să mai faci un film? Așa tare în toate. Deci eu eram un copil, n-aveam, în fine, astea au fost debuturile mele. Da. În schimb, am avut oameni care m-au apreciat, nu pot să neg. Da, și da. Cei care m-au filmat, și piesa mea care a vrut să o pună Ciulei la Bulandra, deci m-a apreciat Ciulei, m-a plăcea Valeriu Moisescu, care vrea să pună în scenă piesa. Când a fost cenzura, nu s-a mai putut. Da, este... Este foarte interesant să descoperi că, în general, mi-aduc aminte că la lansarea pe care ați avut-o la noi în grădină, ați și punctat câteva lucruri despre Mihail Sadoveanu. Și foarte multă lume nu știe că și dumnealui a avut o cădere până la urmă, adică n-a fost în grațiile autorităților tot timpul. Cu cât te ridici mai sus, ținta e mai ușor de atins. Da. Și mai doritor să o distrugi, pentru că asta este psihologia nulilor, absolut a nulilor, jihadistă, zic eu, este o psihologie jihadistă, distrugem valorile și ne punem în locul valorilor. Da, este ceea ce se întâmplă și în această perioadă, deci nu poți să faci un pas, nu poți să spui asta, absolut asta nimic. Este o chestie, o latură a omenirii de care nu vom scăpa niciodată, de când lumea și pământul. Nu vreau să vorbesc de toată povestea, nu cu Iisus, de exemplu, până nu să linșează omul care e Iisus, nu ieși nimeni pentru acești oameni. Deci ei devin importanți prin distrugerea valorilor. Am înțeles. Da, mi s-a părut cutremurător citind în ultima vară în Bretania istoria unui exil, realitatea dominantă care subrumă speranța și spuneați că vă cutremură lucrul acesta. Este exact despre ceea ce vorbim acum. Da. Speranțele le-am pierdut odată ajunsă la Paris. Nu am vrut să plec. În România aveam speranțe tot timpul. Tot timpul aveam familia în spate care mă iubea, care mă aprecia, oameni care mă apreciau, m-au apreciat în facultate profesorii. Deci aveam o susținere morală și tot timpul am avut speranțe. În momentul când am pus piciorul la Paris și mi s-a spus trebuie să faci informatică, că în viața ta n-ai să poți să faci teatru, mi-am dat seama că într-adevăr nu pot face teatru și am făcut teatru în ciuda a tuturor, dar am făcut un fel de teatru numai pentru noi.
Am înțeles. Înțelegeți? Nu am depins de nimeni, nu am dat decât că am depins că trebuie plătit, că trebuie, da, mă rog, da, din punct de vedere bănesc, am depins enorm, dar nu din punct de vedere, cum să spun, al organizării, al gândurilor care le aveam, pentru că dacă aș fi avut subvenție, ar fi trebuit să mă supun unor reguli de repertoriu de care nu-mi conveneau. Eu am jucat ce am vrut, cât am vrut, câte spectacole am vrut, am jucat piese care le-am jucat 5 ani. Deci tot ce am... Tot, și nu m-a interesat, chiar dacă aveam puțin public, pentru mine faptul că ce eram pe scenă. Ce fel de public venea? Numai francez, da, nu. Români, da, cât un scăpătat așa, care mă cunoștea sau... Nu, nu. Românii nu. În Franța, românii au întors spatele României și nu pot să-i conving de nimic. În sens contrar. Asta e. Culmea este, pentru că noi avem totuși, adică se știe legătura de... Probabil că e un instinct de apărare care îi obligă să se întoarcă cu spatele, că asta e. Nu caut să știu, dar știu că eu niciodată n-am întors spatele României. Niciodată. Niciodată. Totdeauna pentru mine... De fapt, cartea dovedește. Da, există la începutul romanului. Nu există durere mai cruntă decât aceea de a-ți aminti de vremuri fericite când te afli asta în nevoie. Dante. Nu eu îl spun. Mi s-a părut extraordinar că ați folosit acest citat, mai ales că anul acesta se împlinește 700 de ani. Vă dați seama, îl sărbătorim, cu alte cuvinte, pe Dante, și faptul că ați ales fix acest citat m-a emoționat foarte, foarte tare. Și pe mine m-a emoționat că l-am citit în Franța, pentru că în România nu m-am gândit la lucrul ăsta. L-am citit foarte tânără, cu greu, recunosc, și acum l-am citit foarte greu, nu pot să spun că a fost pasiunea vieții mele să-l citesc, pentru că îți trebuie totdeauna explicații de o lume pe care eu nu sunt o persoană foarte cultivată, sunt cultivată necesar, cum să spun eu. A trebuit totdeauna să înțeleg tot ce se întâmplă și epoca și persoanele de care există vorbește. Există un fir logic în da, și persoanele acesta de care amintește, nu le cunoșteam pe toate și în sfârșit. Dar am citit cu foarte mare interes pagini anumite care mi-au plăcut enorm. Și când am dat de citatul ăsta, zic, ăsta e al meu. Ce frumos, găsim fiecare câte ceva cu care rezonăm, este incredibil, deși, iată, sunt lucruri care au fost scrise acum atâtea sute de ani în urmă. Lumea nu s-a schimbat cu nimic, decât informația e alta. Știți care este cuvântul cel mai des folosit în cartea dumneavoastră? Nu? Libertate. Da. Iarăși a fost... un lucru pe care l-am remarcat și atunci am zis să vă întreb, de ce apare atât de des? E ceva care inconștient, mișcă cumva niște resorturi acolo, adică, interioare. În sensul că nu pot să spun că sunt complet liberă. Bineînțeles, în primul rând sunt înlănțuită de mine însă, deci deja nu sunt foarte liberă. Dar totuși sunt foarte liberă în sensul că nu am nici cea mai mică reținere de a mă arăta așa cum sunt. Nu mă interesează, cum să vă spun, ce impresie fac. Nu, absolut deloc. Cine mă acceptă, mă acceptă. Cine nu mă acceptă. Nu pot să nu-mi exprim toate sentimentele care mă tulbură, care îmi ies prin urechi, prin nas, prin ochi. Le scriu și cui place bine, cui nu. Am remarcat la lansarea pe care... am moderat așa puțin în grădină, câtă emoție era după recitalul pe care l-a ținut cu scrisoarea a treia lui Mihai Eminescu. Ce se întâmplă acolo? Ce anume declanșează un val de emoție când îl aduceți aminte pe... în fața noastră, ce, de fapt nu aminte, în fața tuturor spectatorilor să spun, pe emoția mea care se transmite publicului și publicul care îmi transmite emoția lui este... Un transfer de energie, așa ai? Mai mult de atât. Un fenomen chimic care se întâmplă, sau fizic, nici nu mai știu. M-au pișcat sânțarii peste tot. Așa că, eu nu mă mai duc la teatru. Pentru mine teatru, dacă nu e transcendență, nu mă interesează. Ce mă bucur că ați atins subiectul acesta.
Mă bucur că ați atins subiectul acesta, pentru că teatrul și-a pierdut din magie în momentul ăsta. E absolut pentru mine imposibil să văd un spectacol de teatru cu actori care numai zic textul și care interpretează. Se crede că a fi natural e suficient. Nu, nu. A fi natural trebuie construit, cum construiești un roman, nu poți să dai lucrurile tel quel, e imposibil, trebuie să le dai și tot sufletul tău să învelești ceea ce faci. Nu există, oricum nu există obiectivitate în ceea ce faci, deci ceea ce ai tu subiectiv trebuie să apară în tot ceea ce faci. Asta e obligatoriu. Bineînțeles că trebuie să ai o măsură de obiectivitate în ceea ce spui. Eu nu am mințit nici o virgulă în ceea ce scriu, dar i-am alăturat tot sufletul și toată trăirea mea. Eu pentru pe scenă, pentru ce fac eu pe scenă, lucrez pentru o replică, sunt capabilă să lucrez 2-3 săptămâni ore în șir pentru o singură replică care nu-i găsesc adevărul până în prăsele, până în rărunchi. Nu pot să... Și acel adevăr trebuie imediat să-l scot cu flacără al minter. Nu știu de ce. Povestesc în carte, dar spun acest lucru. Am văzut un spectacol făcut de un mare regizor neamț, nu mai știu care din doi, cu trei surori. Un decor magnific, un costume excelente, superb. Actori nuli. Și după primul act am plecat. Era în afară de Paris, la Bobigny, cred că. Și soțul meu a rămas să vadă spectacolul până. Eu m-am dus și în stația de autobuz era o doamnă care stătea în fața mea și mă privea. Și eu așteptam, că când ești în banlieue, aștepți mult autobuzul. Zice, doamnă, ieșiți de la spectacol? Zic, da. Și v-a plăcut? Zic, nu. Zice, știți, doamnă, eu am locuit 17 ani în Africa, franțuzoaică. Și am trăit niște momente atât de excepționale, încât dacă teatrul nu depășește momentele pe care eu le-am trăit, nu mă interesează. Foarte frumos spus. Da. O doamnă atât foarte adevărat. Simplă. Nu era o prefăcută, era într-adevăr un suflet omenesc, care stătea și ea pe un scăunel acolo să aștepte autobusul. Asta mi-a rămas, am scris-o în carte. Extraordinar, da, așa este. Simt că teatrul și-a pierdut din magie. Nu cred că și-a pierdut din magie. Cred că prea mulți oameni fac teatru și prea toată lumea crede că știe teatru. Aici e problema. Toată lumea crede că teatru este să înveți un text, să inventezi niște decoruri aiurea, să găsești niște soluții. Dacă scrie că Cehov e comedie, trebuie să-i faci clown. Nu! Comedia iese din contrastul dintre personaje, din contrastul în care un personaj intră în scenă și care e momentul în care intră în scenă. Acolo iese momentul comic, în realitate. Dacă cauți să faci, am văzut spectacole în care ei încearcă, pentru că scrie Cehov că sunt comedii, să încerce să facă bâlci. Aici e problema că oamenii sunt lipsiți de cultură, de înțelegere și de cunoștință a ceea ce înseamnă scena. Am înțeles. Mai sunt și astăzi actori extraordinari, sunt și astăzi spectacole extraordinare, dar nu mă duc decât dacă mi se de oameni în care am încredere să spună da, merită să te duci, altfel nu mă duc. Nu. Și niciun caz nu văd teatru online, în niciun caz. Ce vă atrage când autorul sau actorul? Nu, o piesă de teatru dată pe scenă nu mai aparține autorului. Am înțeles. Nu mai aparține autorului, are dreptul regizorul să facă ce vrea. Dacă face o minune, mă închin. Dacă face o prostie, am plecat de la primele 10 minute. Da? Mi s-a întâmplat să plec și eu, să știți. Și nu odată, de câteva ori. Da, n-am rezistat până la capăt. Și am preferat să plec decât să rămân acolo. Ideea asta de a face tot timpul un spectacol ca să fie în lumea de astăzi este o mare prostie, pentru că toată marea literatură se referă totdeauna la ziua de astăzi, de mâine, de poimâine și așa mai departe.
trebuie să păstrez, după părerea mea umilă, să păstrez atmosfera în care adevărul ăsta devine universal și veșnic. Mă înțelegeți? Da. Nu neapărat trebuie să începem să schimbăm textul, să înjurăm pentru că se înjură pe scenă, să ne comportăm. La asta mă refeream când ziceam că a dispărut un pic din magie. Păi, pentru că oamenii gândesc, cum zic eu, un pic greșit, dar dacă poate și asta să ducă la un moment dat la ceva. Nu putem ști. Nu pot să critic până la capăt. Spun care sunt părerile mele, dar totdeauna niște fenomene negative, la un moment dat, pot să iau o turnură care să facă să înflorească ceea ce nouă ni se pare că moare. Nu cred că nimic nu moare din tot universul uman. Nimic nu moare. Nimic. Așa este. Dar în același timp pot să spun că am trăit și momente în care am simțit că într-adevăr trece îngerul pe scenă, cum se spune în teatru. Nu, greșit. Greșit? Un înger pe scenă, poate că în teatru, dar când se spune, când rusul spune a trecut un înger, e când se face, că avem o discuție și se face brusc o liniște, exact, și nu mai vorbește nimeni. Exact. Atunci trece îngerul. Da, da. Am trăit momente de genul acesta urmărind un spectacol de teatru și pur și simplu chiar am fost impresionată și n-am uitat niciodată momentul acela. Da, da. Sunt momente. De aia vă spun, există atâta timp cât există și vor exista. Teatrul nu e mort, spectacolul nu e mort, arta nu e moartă. Nu e moartă. Mai spuneți în carte, că mi-am notat, mi-am făcut notițe pentru că mi se pare extraordinar. Pasiunea pentru teatru m-a călăuzit, mi-a dăruit frumusețe. O pasiune care a molipsit o lume întreagă în jurul meu și care m-a făcut să uit că nu sunt decât o exilată fără nicio speranță de a reveni pe pământul unde a prins viață. Realmente nu ai cum să uiți. După ce citești romanul, nu ai cum să uiți. Rezonezi de plin. Cum să vă spun? Starea mea de spirit e foarte labilă în același timp, pentru că sunt suspendată undeva în aer. Nu sunt nici în România și nici în Franța. Iubesc Franța, dar sigur e mama mea adoptivă, sigur că am cunoscut și acolo oameni excepționali, am avut momente... În ceea ce privește teatru, am avut momente absolut divine cu public. Cred. Oameni care veneau din alte țări, încă o dată, ca să vină cu copiii lor să vadă spectacolul din teatru de lor. Care, sigur, oameni care câteodată n-aveam public și ne dezbrăcam să plecăm. Și deodată apăreau câteva persoane, ce vă implor. Deci ne întorceam, ne reîmbrăcam și jucam. Înțelegeți? Da. Că nu se putea. Ca să se ajungă la teatru de lor, a fost o perioadă, un an de zile sau doi, când se făceau reparații, nici nu puteai să ajungi, erau imposibil, se făceau să desfundase străzile, nicio mașină, nu. Oamenii ăștia au făcut atâta drum. Corect, corect. Cum să... Erau cinci, o familie sau nu familie. Vă implor, nu, am venit special. Ce puteam să ne întorceam? Și asta m-am bucurat că și partenera mea, că jucam atunci Savana B cu Liana Fulga, era de acord. Nu dădea înapoi, da. Da, e foarte, foarte interesant. Mi-aduc aminte că Olga Tudorache spunea că dacă există un singur spectator în sala de teatru... Nu, Hamlet spune asta. Da? Da. Într-un interviu de-al dumneiei am citit lucrul acesta. Da, dar Hamlet spune asta. Cred. Actorilor când le dă lecții de actor. Un singur om te înțelege și este suficient. Da, da. Dumnezeu spunea doar, probabil a adoptat-o în modul ei personal și spunea că dacă există un singur spectator în sala de teatru, Dumnezeu este motivată să rămână acolo. Da, absolut. Da. Da. Deci nu se poate altfel. La fel cum spunea, apropo de starea pe care o ai când joci, doamna Bulandra, că dacă ești răcit, lași răceala la portar și iei când pleci acasă. Dragă doamnă, la noi, în Franța, la noi, la ei, în Franța, la dumneavoastră, aici, în țară, nu știu cum să spun, nu mai e la noi pentru mine, nu mai e la noi nici aici, nici acolo, la noi, e la mine, în teatru de lor. Nu poți să-ți permiți să ratezi absolut un spectacol. Absolut. Dacă ai reușit să-ți vinzi sala,
trebuie să onorez acest spectacol. Eu mi-am iubit părinții ca pe Dumnezeu. În seara când a murit tata, am jucat. În seara când a murit mama, am jucat. În toată perioada bolilor lor, când m-am ocupat de ei, am dat cursuri și am jucat. Nu mi-am permis să îmi fac, iau concediu de doliu, concediu de boală. Nu mi-am permis lucrul ăsta. Și am jucat cu 39 de grade și 5, două seri de-a rândul. Intram în scenă, cădea temperatura, absolut, ieșeam din scenă, nu aveam temperatură, ajungeam acasă, temperatura urca. Cred. E o stare de transă? Ia, ești altcineva, ești nu știu altcineva. Ce se întâmplă. Asta trebuie să explice Dumnezeu ce se întâmplă. Că e mâna lui Dumnezeu în treaba asta. Deci este foarte, foarte clar că acolo se întâmplă pe scenă Se întâmplă ceva extraordinare. Dincolo de noi. Dincolo de noi, cum mi se întâmplă cu muzica, când ascult muzică, eu scriu sub influența muzicii. Și pot să spun că nu că sunt altcineva, sunt eu care nu mă regăsesc când merg pe stradă, când stau la coadă la magazin, când... Clar. Înțelegeți? Înțeleg foarte bine. Mă gândeam, pentru că tot ați amintit de muzică, Firelize, s-a întâmplat așa? Nu, Firelize, nu, tocmai asta spun. Firelize l-am scris pentru că soțul meu, în primul rând, scrie un roman polițist, că eu citeam romane polițiste, ca pe semințele mâncam. Și i-am făcut plăcerea asta să scriu, l-am scris în franceză, după care m-a rugat să-l traduc în românește. Ce nu se poate că ai scris, asta trebuie să cunoască românii. De asta e acum 30 de ani, 29 de ani, ceva. Nici nu m-am mai ocupat de romanul ăsta. Așa a fost să fie, nu eu l-am dat la Eikon. Deci așa a fost să fie. Și l-am scris, ascultând muzica, asta e sigur, eu ascultam muzică de dimineață până dimineață. Dar nu pot să spun că muzica m-a transpus să scriu acest roman. În schimb, ăsta și fără titlu nu mai vorbesc. Da. Și tot ce scriu pe Facebook ca povești, ca istorie, totdeauna îmi pun muzică, mi-o aleg acum pentru că sunt mult mai, nu pot să spun mai cunoscătoare, dar bineînțeles, ascultând atâta muzică, prefer într-o zi un compozitor, prefer un altul, prefer, în general, nu aleg foarte mult interpreții, am un interpret definitiv și mulți alături. Deci ascult la infinit și niciodată totdeauna găsesc în plus ceva ce nu am găsit cu o zi înainte. Și asta e și în teatru. Asta vreau să explic, că în teatru nu putem repeta exact ce am făcut ieri, azi. Nu se poate, e imposibil. Dacă se face asta, e o catastrofă. Nu se pot scoate din buzunar niște lucruri gata făcute. Că ai avut succes la o anumită replică, să o repeți exact. Trebuie să fie, să o spui în funcție de partener și în funcție de cum ai evoluat tu de ieri până azi, pentru că evoluăm. Extraordinar. Înțelegeți? Da, spontaneitatea se naște prin o ascultare perfectă a partenerului și a ta însuți, în interiorul tău, niciodată nu. Sigur că ai bazele indicațiilor, dar indicațiile pot fi făcute în zeci de mii de feluri. O indicație nu înseamnă o tonalitate strictă. Am înțeles. Da, acum ascultându-vă, marcând cumva universul în care petreceți majoritatea timpului, spuneați cumva în roman că împărăția dumneavoastră caietul, stiloul, scrumiera, țigările, mi se pare extraordinar. Aceasta este împărăția dumneavoastră și muzica, iată, acum. Mi-am amintit și am ținut să subliniez acest lucru. Eu nu știu cât timp avem, dar v-aș povesti o mică vă rog, sigur, întâmplare. Pe masa mea sunt 8 dicționare, 7.000 de foi copii, că eu scriu o pagină, scriu 10, cel puțin 10 pagini scriu de mână, deci masa mea este un fel de piață literară și vârsta care o am și situația mea materială, care e foarte mediocră, impune un anumit ajutor din partea primăriei.
De când cu COVID-ul, văd că statul francez are o mare grijă pentru noi, oamenii în vârstă, care avem pensii modeste. Și într-o zi, asistenta socială îmi spune, vreau să scriu lucrul ăsta, că e cu totul excepțional. Îmi spune asistenta socială, zice, cu COVID-ul ăsta noi nu mai putem să ne ocupăm de acte. Pentru mine actele sunt ceva, pentru că ca să obțin ce am dreptul, trebuie să... Întreagă birocrație, în fiecare lună trebuie să fac formulare. Eu m-aș băga sub pat când vin formularele, dar nu pot, trebuie să le fac. Și cer ajutor la asistenta socială. Deci o să vă găsim pe cineva să se ocupe de acte. A, eram fericită să ocupă de acte, pe ce bine. Două luni după aia primesc o scrisoare foarte importantă de la tribunal. Zice, sunteți obligată să primiți un psihiatru de la tribunal ca să evalueze starea dumneavoastră mentală. E să vină. Și apar un domn extraordinar de simpatic, dar charmant, absolut un francez, seamănă cu Einstein. Și intră, zice, știți pentru ce sunt? Zic, da, să vedeți dacă sunt senilă sau nu. Zice, da. Zice, ia, faceți mie socoteala asta, 200, nu știu cât, fac socoteala, în matematică am fost una proastă la școală, am reușit să fac socoteala. Ia scrieți, mi-a dictat niște fraze să scriu, am scris fără, da, s-a uitat, după aia am început să vorbesc, m-a pus niște întrebări, dacă s-a născut tata, când a murit tata, când a murit mama, mă rog, le știam pe toate. După aia am început să povestesc de mama, de tata, de... Și am văzut că omul e șarmat de poveștile mele, a început să povestească viața lui, viața mea, viața lui, și ne-am împrietenit. Și zice, doamne, știți ce scrie în dosarul dumneavoastră? Zic, nu. Zice, scrie că sunteți complet senilă, că nu aveți memorie, că, că nu aveți memorie, că nu găsiți ușa la dormitorul dumneavoastră, nici n-am ușa la dormitor, dar n-are importanță, și că ați fost găsită rătăcită în Paris, v-a dus deci acasă. Deci nu pot să cred. Da, asta trebuie să știți. Și asta înseamnă, dacă acceptați să vină cineva să ocupe de acte, toate drepturile dumneavoastră, că sunt asigurări, că vi se scot, nu le mai aveți. Să nu acceptați în viața dumneavoastră este o politică pentru toate persoanele de vârsta dumneavoastră și în situația dumneavoastră. Fiți atentă, dumneavoastră sunteți mai perfectă decât mine, care am 60 de ani. Deci sunt impresionat de dumneavoastră și de aia vă spun ce scrie în dosar, că n-am voie să vă spun. Wow! Voilà. Am fost foarte șocată, foarte șocată atunci. Vreo 3 zile nu mi-a venit să cred că se poate ca Macron să ajungă atât de jos cu hitlerismul lui. E, bă, ajunge și mai jos, că acum nu mai ai voie nici să te duci la teatru, nici să călătorești fără să-ți faci vaccin. Eu dacă fac vaccin, risc să mor. Doamne ferește! Nu, efectiv, eu risc să mor, pentru că eu nu suport absolut niciun medicament chimic. Deci, nu fac, sunt interzisă. Fiecare organism reacționează altfel în fața unei asemenea... Asta nu se ține cont și e foarte grav. Mă rog, asta e. Mergeam după această lege, mergeam cu tramvaiul și în ultimul timp în tramvai se vorbește în toate limbile la microfon. Și când au început să vorbească nemțește, am avut senzația că sunt în timpul războiului, în timpul hitlerismului, din filmele și documentarele care am văzut, care te obligă să pui steaua, te obligă să stai într-un anumit cartier. Era ceva, toată atmosfera din documentele care le-am văzut mi-a revenit în acel moment în tramvai. Da. Da, este într-adevăr e o perioadă cumplită din punctul acesta de vedere. Da, sunt mascotele muzeului. Pisicile. Citind cartea dumneavoastră, am ajuns așa la o poveste care m-a impresionat. Și aș vrea să vă pun această întrebare. Ați căzut și noastră vreodată în genunchi în fața vreunui apus de soare? Nu, n-am căzut în genunchi, pentru că deja sunt în genunchi înainte. Mi-a vreau plăcut spun... mult acea povestire, da, și n-am japoneză. Ținut să vă pun această întrebare. Da. Nu, n-am căzut în genunchi, nu m-am uitat niciodată la un cireș cum înflorește.
dar sufletul meu a căzut în genunchi de multe ori, în fața frumosului, în să fața știți. În fața frumosului, da, da. Așa este. Am de multe ori acest sentiment de a îmbrățișa copacii de câte ori văd, de a vorbi cu ei, de a, exact cum spuneați, de a mângâia o floare, de a putea, nu știu de ce, e ceva care mă depășește. Și am o relație cu natura de o sare, la fel ca cu muzica, cu teatru, cu natura mă dă o stare de un pasul excitare, cum să spun, de fierbere teribilă și un amor teribil pentru... Știți că eu, dacă mă duc în câmp, încerc să nu calc pe flori. Eu nu mai culeg flori de foarte mult timp. Cred. Nu mai culeg flori. Am cules, îmi plăcea să culeg în tinerețe, veneam cu buchete. Nu mai culeg flori. Mi se pare... E atât de frumos câmpul de flori la Umbrătani, când te duci, da, înspre ocean. Sunt flori de o delicatețe extraordinară. Și încerc să merg printre ele ca să nu le calc. Când ajung în pădure și plin de toporași, i-aș culege, m-aș băga, aș face baie în toporași. Dar nu-i ating, eu colesc și nu culeg. Atât de frumos descrieți casa cu grădină și cu... Mi s-a părut extraordinar. Cred că v-a fost greu să nimeriți într-un apartament în Paris. Da, mi-a fost foarte greu, dar uite că am o forță de adaptabilitate foarte mare. Întotdeauna am avut, de la început. Adică eu n-am trăit în lux, cum crede lumea, da, absolut deloc. Am trăit bine, nu pot să spun, sigur că în casa Sadoveanu nu se putea trăi pe paie. Dar, de exemplu, când m-am dus la Botoșani, am stat 2 ani în lojă la Botoșani, într-o lojă, nu știu cât era, 2 metri pe 2 metri. La început erau și ploșnițe. Wow. Și dormeam cu o actriță în pat, într-un pat de o persoană. Mi-am făcut camera aia cât de frumos am putut și la ora 5 după masa trebuia să ies din lojă, că veneau actorii. Și niciodată nu m-am simțit frustrată. Și mi-am făcut mâncare la o lampă cu flacără. Îmi făceam, că nu aveam bani să mă duc la restaurant să mănânc. Clar, și clar. Făceam acolo cu mâncare și nu mi s-a părut catastrofic absolut deloc. Absolut deloc. Eu am fost învățată de foarte copil să fac treabă, să pun mâna pe aspirator, să nici n-avea voie femeia să intre în cameră dacă era mizerie. Nu avea voie. Personalul mă iubea foarte tare tocmai pentru că îmi spălam rufele de corp, de mână. Nu aveam voie să le dau la spălat. Extraordinar. Da, asta era, așa a fost educația mea. Ca să nu mai vorbesc, că mare plăcere am avut să stau în bucătărie, să învăț să gătesc. Și eu gătesc mai bine decât toate restaurantele dumneavoastră românești de aici, cu toate că ieri am mâncat foarte bine la Copac. Foarte bine am mâncat. Dar vă spun, gătesc mai bine decât mulți români. Dintre bucatele astea ale noastre, românești, românești, ce vă place cel mai tare? Sarmale. Dar să le fac eu. Da. Pentru că la mine fierb sarmalele 4 zile către 6 ore pe zi. Wow! 4 da, zile către 6 ore pe zi? Și le fac așa de mici. N-am mai auzit, recunosc. Așa, să știți. La mine fierb câte 6 ore pe zi, 3 zile în șir. Cel puțin. Am înțeles. Da. Foarte interesant. Foarte interesant. Nu știam lucrul da, acesta. Da, asta știu de la Sadoveanu. Da? Da. Cred că are undeva chiar și spune lucrul ăsta. Cred că se puneau după aia într-un cuptor imens și le ținea încă 24 de ore într-un cuptor care se stângea. Și asta dădea un gust special. La foc mic, așa se la spune. Foc la mic, foc da. Mic, da. Da. Extraordinar. Și dintre dulciuri? Dintre dulciuri îmi place pasca care o fac eu de Paști cu smântână. Numai cu smântână. Smântână, stafide, ouă, în sfârșit. Și nu fac aluat de cozonac la pască pentru că aluatul de cozonac intră în compoziția păștii și fac un aluat special care rămâne ca la tarte. Foarte interesant. Da, deci, că nu-mi place ca aluatul de ospiț să crească și să intre în compoziție. Am înțeles. Da.
ce înseamnă să-ți placă foarte tare să creezi lucruri. Da. Că și asta este tot o poezie până la urmă, arta aceasta gastronomică. Dar am învățat să gătesc lucruri care le am în Franța și le gătesc foarte bine. Da? Da. Tot mai bine decât alții. Vă dau cu numele pentru că asta nu spun eu. Spun musafirii mei francezi, spun musafirii mei români, nu mai am, că toți sunt morți, dar cât timp au trăit. Ci când mai gătești? Când vii la mine? Când venim la tine să mâncăm? Ce făceați în mod deosebit? Sau ce vă plăcea cel mai tare din... Din ce fac ei? Uh-huh. Îmi place foarte mult peștele să-l gătesc. Da. Foarte mult peștele să-l gătesc în fel și chip. Uh-huh. Îmi place osobuco care îl fac divin. Fiul meu spune este cel mai perfect cum să zice în românește, mâncare, mă rog, uh-huh. care există ce faci tu. Când fac osobuco, atunci... E fericit. Și el gătește. Este așa o relație frumoasă între dumneavoastră și fiul dumneavoastră. Da. M-a impresionat și am și citit. Și nu e puțin lucru. E cu atât mai mult cu cât el are un total alt univers decât al meu. Nu are același univers decât Sunt al meu. Sunt convinsă. Dar are o înțelegere pentru mine foarte bună. Bine, își bate joc de mine tot timpul. Tot timpul. Pune la punct, mă dădăcește acum, mă și ceartă, da? Merge. Se transformă relația pe zi ce trece. Da. Sunt convinsă. Asta nu înseamnă decât, până la urmă, relația între un părinte și un copil e de fapt... E cea mai grea meserie. Da, și eu cea mai de la el am învățat că nu trebuie să mă bag în viața lui, că femeile cu care vine le-am iubit pe toate și că chiar le-am iubit și că nu trebuie să-l influențez nici cum vis-a-vis de femeile cu care este, știu să-și aleagă totdeauna femei de calitate. Am înțeles. A fost cu ele 7 ani sau 10 ani sau cât a fost. Prima chiar am ținut-o ani de zile în casă la noi și m-am prietenit cu ea și am rămas prietenă cu ea. Adică totdeauna dezordonate, tinere, mai ales prima, și zic, decât să fac război și să-i spun strânge lingurița, zic, prefer armonie și prefer să strâng eu tot ce lăsa în urmă decât să fac război. Mi se părea mult mai convenabil decât să am un război. Da, era o energie pierdută până la urmă. Da. Am înțeles. Și nu m-am băgat nici în meseria lui, în ce a vrut să facă, absolut deloc. Și a găsit calea până la urmă. Oarecum, pentru că acum el a devenit, de unde era grafician, că a făcut o școală înaltă de grafică, n-a putut să-și deschidă afacerea lui, pentru că costa o sumă absolut... Fabuloasă. Și a devenit, oricum lui nu-i place să aibă patron. A spus, decât să am patron, prefer să fac cloșar, să fiu cloșar. Și face ghid turistic, dar noi de când cu COVID nu mai avem turiști. Așa că acum vrea să caute să facă o afacere cu iubita lui actuală în Bretagne. Deci el pleacă tot timpul în Bretagne, practic nu l-am cu mine. Și vine din când în când, 3-4 zile, să mă ajute să descurc telefonul și Facebook-ul, că nu mă pricep. Am înțeles. Pentru că mai devreme vorbeați de singurătatea dumneavoastră, plecând atâția oameni dragi pur și simplu ați rămas cumva singur. Se tot spune că scriitorul trăiește într-un tur de fildeș. Nu știu dacă eu trăiesc într-un tur de fildeș, nu pot să spun lucrul ăsta, absolut deloc. Eu sunt foarte sociabilă, iubesc singurătatea când mi-o aleg eu, fie clar. Aici eu trăiesc o singurătate dublă, cea care îmi place din anumite momente și cea care sunt forțată să o trăiesc. Pentru că a trăi singură, cuc la Paris, dar cuc, fără absolut afară de o vecină care și are casă în sudul Franței și vine din când în când, stă o săptămână, mă văd cu ea de 2 ori în săptămână maximum. Am înțeles. Nu am pe nimeni. Sigur, mă înțeleg foarte bine cu măcelărița, mă înțeleg foarte bine cu vânzătoarea de fructe, mă înțeleg, dar cât merg la ele, iar nimic comun n-am. Sunt singură cuc în Paris, absolut. Prietenii mei francezi, toți fiind de vârsta mea,
odată cu toate catastrofele au fost înainte de COVID, de la atentate, criză financiară, au plecat în casele lor, în sud, în nord. Deci, sunt singură. S-a transformat Parisul, nu mai este acel oraș al luminii, așa e? S-a transformat. Da. Da. Pentru că suntem la Muzeul Național Literaturii Române, trebuie să vă întreb. Vă amintiți ce carte a stat cumva la temelia omului care sunteți astăzi? Nicio carte n-a stat la temelie. Niciodată n-a existat o carte la temelie. Să vă fi impresionat măcar. De impresionat, m-au impresionat toate cărțile pe care le-am citit și mi-au plăcut. Înțelegeți? Am înțeles, da. Eu nu am o carte... Sigur că am autori care ador Chekhov, ador Shakespeare, ador Maupassant, ador Balzac. Foarte tare l-am iubit pe Odobescu. Foarte tare, foarte tare. Știu că am avut ca un șoc, dar l-am citit foarte tânără și acum vreau să-l citesc, că l-am sigur în bibliotecă, nu-l găsesc. Ori l-a luat soțul meu și a plecat cu el la teatru. Și nu găsesc. Vreau să citesc recitesc Odobescu. Știu că asta mi-a plăcut foarte tare. Mi-au plăcut poeții români enorm. Cred, am adorat Bacovia. Undeva am scris, cred că, în școală, pe la 12 ani, am scris pe toate manualele mele Cimitir al tinereții mele. Liceu, Cimitir al tinereții mele. Și am fost dat afară din școală 3 zile ca pedeapsă. Doamne. Da. Enorm am iubit pe Bacovia. Bine, și Arghezi și nu mai vorbesc de Eminescu. Eminescu era la un moment dat, cred că știam tot pe din afară, aproape tot pe din afară. Eu tot timpul îmi vin versuri din Eminescu în permanență. Citez... Atât de complex, extraordinar până la urmă. Nu vorbesc de Sadoveanu, care de câte ori îl citesc, rămân... Mă simt o furnică. Cred. Un adevărat povestitor. Deci din toate punctele nu m-aș opri la cuvântul povestitor. Deloc. Nu. Este un pătrunzător de suflete unic. Da. E cu totul și altceva. Și de atmosferă, bineînțeles. Pătrunzător de suflete unic. Extraordinar. Ce frumoasă formulă ați găsit. Da. Eu mă gândeam că nicăieri nu strălucește sufletul mai tare ca în jurul focului viu unde se spun povești. Pentru că astăzi am uitat să facem asta. Și în jurul acelui foc viu se strângea toată familia și cine știa să spună o poveste era ținut așa cumva la într-un loc unde era onorat. La asta m-am gândit când am spus un adevărat povestitor. Da, da, eu vă înțeleg și toată lumea spune povestitor. Nu e un povestitor, este un imens cunoscător al lumii, al universului, al istoriei, o mare înțelegere a istoriei. Când citesc, am citit Viața lui Ștefan cel Mare, da. N-am știut până am citit Viața lui Ștefan cel Mare, decât că îl idolatriza. E, nu e adevărat deloc, îi arată toate fețele, toate părțile negative și asta nu-l detronează pe Ștefan sigur cel Mare. Că nu, sigur că nu. Adică avea o înțelegere profundă de structura umană, în general de structura umană. Și avea flerul ăsta în ultimul timp, era clar că cunoștea persoana cum apărea. Asta mi se întâmplă mie acum. Foarte repede. E o calitate importantă. Da, după ce ai scris foarte mult și după ce, scriind fără să vrei, analizezi personajele pe care le scrii din ce în ce, e suficient un gest, e suficient o privire, deja ai o părere despre persoana. Sigur, poți să greșești, nu pot să spun că e infaibil, dar... Da, e într-adevăr... Adevărul este că când mergeam cu el în mașină la Mănăstirea Neamțului, rar se întâmpla, că mie mi-e foarte rău în mașină, dar câteodată mergeam cu el în mașină și avea răbdare să oprească mașina ca să mă duc să vomit. Of, Doamne! Și când treceau oameni, spune, ce ăsta ce meserie are? Mă întreba și eu spun, aveam 11 ani, 9, 10, wow. 11, da, da. Și eu trebuia să-i găsesc, să inventez meseria după cum arăta. Sigur că pe vremea aia, meseria marca foarte tare persoana. Așa. Și
Mi-aduc aminte că odată la Târgu Neamț s-a oprit să întrebe pe un domn și i-am zis, stai profesor. Și era profesor. Extraordinar! Da, ce frumos, înainte știai clar, doctor, profesor, dar era preot. După cum ducea pe umeri, își ducea viața pe umeri, nu după cum era îmbrăcat. Așa e, așa este. Da, pentru că am vorbit și de pandemie și de această situație și de tot ceea ce trăim și de drumul dumneavoastră până aici și bănuiesc că va fi la fel când vă întoarceți. Cu groază. Mă gândesc că acum trebuie să fac și test. Cum credeți că când vom fi ca umanitate după ce acest virus va fi domesticit? Dar poate cineva să prevadă asta, cum a întrebat pe mine? Vom învăța ceva? Nu sunt Mafalda. Credeți că vom reuși să învățăm? Eu cred că am învățat foarte mult. Cine poate să învețe și cine vrea să învețe, învață. Și cine nu, blestemă și să plânge de dimineață până seară și nu face niciun gest ca să învețe. Am înțeles. Ce putem să facem? Omenirea e peste tot la fel. Sigur că există o mare categorie de oameni care vor învăța, care au înțeles, care trag concluzii instinctiv, nu judecate, și se vor schimba în funcție de caracterul lor. Nimeni nu se schimbă, toți rămânem la fel, dar ceea ce e bun în ei poate că va da roade, eu așa cred. Încolo cum va fi umanitatea? Da, la asta mă gândeam, pentru cum pot să vă spun eu cum va fi umanitatea? Eu cred că nu se va schimba niciodată, asta e credința mea, orice ar fi, nu se va schimba niciodată, va suferi enorm, și la un moment dat va trebui să iasă din mocirlă, asta e tot, se va sufoca altfel. Clar, nu există, clar. E o autosufocare spre ceea ce se merge. Cum vreți să trăiască omul fără, să zic, nu fără speranță, că se poate trăi fără speranță de azi pe mâine, că eu așa trăiesc. Dar fără frumos, fără inspirație, fără artă, fără transcendență, nu se poate. Nu se poate, nu cred că se poate implanta în sufletul omenesc un suflet de mecanic. Nu cred. Am înțeles. Eu când văd animalele, că mi se spune, oare animalele au suflet? Cum să n-aibă suflet animalele? Sigur că cum puteți să-mi spuneți așa o prostie? Noi suntem niște animale. Niște animale care, din păcate, vorbim. Că dacă n-am vorbi, poate că am fi mai inteligenți, mai sensibili, mai receptivi. Ei, vorbim, ne prostim, ne spunem tâmpenii, spun și eu acum poate multe tâmpenii. Da, eu chiar spuneam că dacă este să mulțumesc pentru ceva pandemiei, e că au căzut foarte multe măști și că oamenii au fost nevoiți cumva să se arate în goliciunea lor așa cum sunt. Și nu știu dacă e un lucru rău până la urmă, pentru că măcar... Nu știu, eu n-am avut niciodată o altă impresie de oameni decât cea care o văd, am văzut tot timpul. Nici o altă impresie. Am întâlnit persoane detestabile cu care am încercat chiar să le rezonez și n-am reușit. Am întâlnit persoane excepționale și cu asta închei subiectul. Da, da, iar da. În ceea ce privește pandemia, pentru mine a fost o binefacere, confinarea, pentru că eu am stat un an și 7 luni și am scris câte 17 ore la masă și 4 ore câteodată, încă 2 ore noaptea. Dormeam 2 ore pe noapte și nu am simțit, după aia, când am terminat, de aia sunt foarte obosită. E șocul că m-am oprit de scris, dar nu m-am oprit că scriu pe Facebook. Acum în România nu scriu, că nu am timp. Păi sunteți tot timpul într-o efervescență. Nu există... De-abia răspund la oameni și mă simt foarte jenată, dar asta e, uite, îmi cer iertare dacă pentru cei care n-am răspuns, am să scriu o scrisoare la sfârșit când plec. De mulțumire. Nu pot să răspund la toată lumea în momentul ăsta. Imposibil. Nici mai văd pe Facebook. Trece timpul extraordinar de repede și iată, pe final am păstrat o întrebare pe care n-am cum să nu vă adresez, pentru că este legată de ceea ce m-a impresionat foarte tare la evenimentul de lansare a cărții dumneavoastră. Ați punctat nu odată, ci de câteva ori, iubiți-vă țara. Da, iubiți acest pământ. Da, de ce vă este cel mai dor când vă gândiți la România? De tot. De tot.
Sigur că mi-e dor de tinerețe, de copilărie, de Mănăstirea Neamțului, dar de mare, de... Dar mă dor de București, eu merg prin București și îmi vine să plâng când văd jupiturile și îmi vine să plâng când văd frumusețile care sunt în București. De tot mi-e dor, de viața care se poate duce pe străzile astea, ați făcut restaurante, deci se fac lucruri minunate. Mi-e dor de România. Mi-a fost dor din prima zi și mi-a fost dor de România. Înainte să plec din România, am știut că n-am să mă pot despărți niciodată. Iubeam, fiind în România, iubeam România. Eu mă plimbam enorm prin București, enorm. Îmi plăcea să merg prin Cotroceni, la mine acolo în izvor. Mă duceam la Herăstrău, mă duceam pe jos, pe toate străzile de la Statuia Aviatorilor, de la șosea. Mergeam de una singură și admiram, nu știu ce admiram. Iubeam. Da, da, da. Exista un parfum special al Bucureștiului în acel... Nu se poate. Cum poți să-ți părăsești iubirea pentru mamă, pentru tată, nu? Pentru copil? Cum? E același lucru. Pădurile, Băneasa, Snagovul. Eu când am avut mierele în Franța, eu mi-aduc aminte de Snagov. Acolo cântau mierele dimineața, mergeam la vila lui Veachis. Ne lăsa vila întreagă și dimineața cântau mierele de ți se rupea sufletul. Ei bine, eu mi-aduc, cântă mierele la Paris superb, dimineața eu sunt la Snagov. Da, am înțeles. Vă mulțumesc pentru această discuție eu minunată. Eu nu știu, și... să mai tăiați din prostiile care le-am spus, că eu nu am spus că nu judec și nu gândesc, eu sunt așa cum sunt. E totul transmis cu suflet și aș vrea să-i invit pe toți cei care ne vor urmări sau ne-au urmărit sau ne urmăresc, să folosesc toate timpurile. Citiți Ultima vară în Bretania, istoria unui exil, citiți Fire Lize și citiți fără titlu, pentru că sunt ferm convinsă că le veți citi pe nerăsuflate. Mi s-a întâmplat mie, s-a întâmplat și altora și nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la Muzeul Național Literaturii Române, ați acceptat această întâlnire. Nimeni nu are nimic a mulțumi, nimeni nu are nimic a mulțumi. Pentru mine e ca în dragoste. E o bucurie. Da, e o bucurie. Da. Nu, n-am făcut niciun efort. Mi se spune, îți mulțumesc pentru ceea ce faci. Nu fac nimic, absolut nimic, decât ce îmi place, ce iubesc. Viața mea, afară de actele care trebuie să le fac la Paris, nu fac nimic care nu-mi convine. Nu fac. E mare lucru. E mare lucru. Și contează enorm să faci ceea ce îți place. De aia în școală am rămas și corigentă. Na. Ați făcut ce ați vrut. Am făcut cum am vrut. Vă mulțumesc din suflet și le mulțumesc și celor care ne-au urmărit și vă doresc tot binele din lume și dumneavoastră să ajungeți cu bine și să nu întâmpinați atâtea dificultăți și greutăți și probleme. Și urez la toată lumea numai frumos și bine să căutați, chiar dacă e rău, că știu că e rău, nu sunt o idealistă, nu sunt o idioată. Știu că e greu, că și mie mi-e greu și am dus o viață îngrozitor de grea, dar nu luați în spate rău care să vă domine. Nu, nu și nu. Există atâta frumos. Da. Avem o viață scurtă și e păcat da. Să o părăsim așa, crezând că e numai urâtă. Încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc și dumneavoastră. Numai bine!